Această rubrică vă este oferită de Sanador. Trombofilia este o afecțiune gravă, una dintre cauzele mortalității materne. Diagnosticarea precoce și profilaxia sunt necesare în prevenirea complicațiilor care pot interveni pe durata sarcinii, dar și imediat după naștere. Despre diagnosticul și tratamentul trombofiliei la femeile însărcinate discutăm cu doamna dr. Emel Nuraltai, medic specialist obstetrică ginecologie. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ce este trombofilia și care sunt mai exact implicațiile în contextul sarcinii? Definim trombofilia nu neapărat ca și o boală. Este o stare. Este o stare care generează un risc mai mare de apariția cheagurilor, a microcheagurilor în circulație. Trombofilia poate fi ereditară, ea poate fi moștenită în mod dominant sau recesiv, desigur, de la părinți. Ea poate fi de asemenea dobândită la pacienți, la persoane care prezintă sindrome autoimune de cele mai multe ori și aș da exemplu sindromul antifosfolipidic. Cert este că în sarcină, în contextul modificărilor majore pe aparate și sisteme pe care le suportă organismul matern, și m-aș axa aici pe modificările aparatului cardiovascular în speță, desigur că dacă ne gândim că organismul matern trebuie să întrețină două circulații, odată cu apariția circulației fetale, ne dăm seama de ce gravida are un debit cardiac mai mare, are o frecvență cardiacă mai mare, dar are și în acest context o tendință mai mare de a face cheag, adică de a prezenta un status protrombotic, procoagulant, care dacă se suprapune peste un status procoagulant preexistent printr-o formă de trombofilie, desigur că este lesne de înțeles, riscul de apariție a accidentelor trombotice este mai mare. Este necesar tratamentul? Este absolut necesar tratamentul. Tratamentul cumva se bazează pe aplicarea a două forme, și anume a unui tratament antiagregant plachetar care acționează în etapele primordiale a reformării cheagului și ulterior, desigur, dacă este nevoie, tratamentul anticoagulant care se administrează injectabil, care este cu heparină cu greutate moleculară mică. Menționez că nu traversează bariera placentară, doar fluidifică sângele și îl face mai ușor de ajuns și de traversat placenta, aducând nutrienți, desigur, oxigenul absolut indispensabil fătului. Ce ne puteți spune despre vaccinarea anticovid în sarcină? Recomandați acest vaccin? Recomandarea mea este fermă pro-vaccinare cu oricare dintre cele trei tipuri de vaccin existente, cu, în oricare moment al sarcinii, indiferent de trimestrul în care se află gravida. Milioane de gravide s-au vaccinat până la acest moment, de aproape un an. Riscurile pe care ele le-au prezentat la vaccin au fost sensibil egale și minore, similare cu riscurile în populația generală, însă beneficiul pe care îl are gravida vaccinată, în primul rând, este evitarea formelor severe de boală, cu, desigur, insuficiența respiratorie, cu accidentele trombotice, că tocmai vorbeam despre trombofilie și aceste accidente, și desigur faptul că nou-născutul va prezenta la naștere anticorpi specifici antiproteină Spike SARS-CoV-2. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Și eu vă mulțumesc. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.